My recent visit to Ukraine, during which I had the honor of addressing the Verkhovna Rada, is one of the most poignant. Vizita mea în România a fost una din cele mai dure experiențe din viața mea. Amintirile îmi vor rămâne pentru totdeauna. Opoziția față de bestialitatea agresorilor ruși. Mila pentru victimele lor. Faptul că vedem capitole care credeam că s-au închis pentru totdeauna se redeschid, încercarea de a crea o ordine pe bază de cooperare nu a avut niciun fel de rezultat, pentru că Rusia nu a încetat să se gândească la proiectele sale de dezvoltare imperială, expansiune teritorială, schimbarea echilibrului de puteri și a sferelor de influență. Se vorbește despre ruski mir. Ucraina este capabilă să se apere de agresorii ruși pe tot teritoriul său pentru a evita greșelile viitoare. Va trebui să examinăm foarte atent cum s-a putut întâmpla așa ceva. Cel mai important lucru acum este să sprijinim Ucraina, să întărim factorul de descurajare al NATO, să facem o strategie coerentă pentru a opri imperialismul lui Putin. Acestea trebuie bazate pe sinergia de acțiune între NATO și Uniunea Europeană și trebuie folosit potențialul grupărilor de tipul București nou. În acest spirit, vă invit să luați cuvântul, dragi prieteni. Thank you so much, dear. Mulțumesc foarte mult, drag Andrei. Cu acesta se încheie partea publică a sesiunii noastre. Mulțumesc foarte mult reprezentanților presei. Vom aștepta acum câteva secunde și apoi vom continua cu intervențiile.